Cartea iubirii Vatican Știi ce este asta? Morin, care se uita la paginile îngălbenite ale manuscrisului de pe biroul părintelui Girolamo, clătină din capa neștiință ca răspuns la întrebarea preotului. Evident, nu știa ce reprezentau paginile, deci nu mințea. Privește cu mai mare atenție, insistă el. De fapt, aici, îi întinsă o pagină. Ține asta și spune ce crezi. Morin tre sări puțin când atinse hârtia. Aceste pagini aveau putere, o putere reală. Se uită la versuri cu o mai mare curiozitate. Sunt în franceză. Îmi pare rău, dar nu vorbesc fluent limba. Nu contează. Nu trebuie să traduci cuvânt cu cuvânt versurile. Trebuie să le traduci cu inima, încearcă. Morin citi primul rând în franceză. Timpul se întoarce, murmură ea. Părintele Girolamo a dat din cap. Știi ce înseamnă asta? Morin era aproape sigură că avea în mână o parte din Libro Rosso sau cel puțin o traducere veche, dar nu putea recunoaște acest lucru. Dacă ar face-o, ar însemna să recunoască și că ei au manuscrisul Matildei, și nu voia încă să facă acest lucru. Erau prea multe întrebări. Deși Peter era convins că părintele Girolamo era o persoană de încredere, Morin nu avea încredere în nimeni din Vatican. Iar lui Peter nu i se permise să o însoțească, lucru care părea suspect. Girolamo insistase ca întâlnirea să aibă loc doar între ei doi. Este poezie?" răspunse Morin pe un ton nesigur. Bătrânul încerca să-și domolească iritația care îl cuprindea și îi vorbi blând. Este o profeție, scrisă în catrene. Poți citi mai mult?" Morin se uită la versuri cu mâinile tremurânde. Da." Voia să strige la el, putea să le citească și știa exact ce spuneau, ce însemnau și cine le scrisese. Pagina pe care o ținea în mâini reverbera în corpul ei. Morin mormăi cuvintele într-o franceză ce părea medievală sau de la începuturile renașterii. Ceva despre a fi ales sau multe cuvinte aici despre iubire. Doar atât pot traduce. Îmi pare rău. Părintele Girolamo atinsă ușor pe mâna. Nu te grăbi, copila mea, Citește cu atenție și relaxează-te. Nu voiam să te presez atât de tare. Scoase apoi o altă pagină care părea să fie prima din manuscris. Spunem ce crezi despre asta. Era o pagină cu dedicație și putea descifra că dedicația era adresată papei urban al optelea. Dar se opri când văzu următoarea propoziție. Profețiile lui Nostradamus. Nostradamus? întrebă Morin confuză. Da, da, toate au fost atribuite faimosului francez. Morin nu putea să aibă nicio reacție, nu putea să arate că știa că acestea nu era opera unui doctor francez din secolul al XVI-lea, dar nu a fost nevoită. Dar după cum știai, părintele Girolamo îi făcea cu ochiul în mod conspirativ. Aceste profeții nu sunt opera faimosului francez. Spunem ce altceva crezi că ar putea însemna profețiile lui Nostradamus. Despărțise numele în silabe intenționat, făcând-o pe Morin să-și piardă răsuflarea. Ascunse în văzul tuturor profețiile lui Nostradamus. Profețiile Doamnei noastre Morin o sună pe Tamii pe mobil în timp ce trecea prin piața Sfântul Petru, în căutarea lui Peter. Îi datorăm scuze lui Nostradamus, spuse ea când auzi vocea prietenei sale de la castelul din Arc. Morin continuă cu explicațiile despre cele aflate în biroul părintelui Girolamo. Nostradamus nu a fost un plagiator. El păstra profețiile. Le apăra și ofera o cale pentru ca oamenii din timpul lui să înceapă să le înțeleagă și nu putea să iasă și să spună acestea sunt profețiile fiicei lui Isus, când inchiziția stătea la pândă dincolo de graniță. Le-a ascuns la vedere sub numele lui, numele pe care familia lui îl luase când se convertise la un anumit ordin al creștinismului. Și este un ordin cu o mare... A încheiat conversația când l-a văzut pe Peter, promițându-i lui Tami să o sune mai târziu și să-i povestească tot ce descopereau rapid în Roma. Părintele Girolamo era foarte mulțumit de întâlnire, deși știa că Morina avea rețineri. I-a observat totuși reacția sinceră când a văzut paginile manuscrisului. Va fi răbdător și blând cu ea și va aștepta. Era aproape sigur că pura ei curiozitate o va aduce la ei pentru mai multe informații. Salerno, 1085. Grigore al vii lea era pe moarte. Ultimii ani din viața lui puseseră puternic la încercare credința. Dacă ar fi putut să fie alături de Matilda în timpul acestor încercări, ar fi îndurat orice ar fi pus Dumnezeu în cale, dar trecuseră opt ani de când erau despărțiți, din acea ultimă noapte în Roma. Lucru ciudat, într-un fel amândoi știu că ce era ultima lor noapte împreună. Când Matilda i-a trimis portretul la întoarcerea ei în Toscana, era felul ei de a recunoaște că nu aveau să se mai întâlnească în carne și oase, cel puțin în acest loc, în acest timp. Deși era o regină războinică, Matilda avea un dar mistic. Știa că se despărțiseră pe veci, dar știa de asemenea, la fel cum știa și el, că despărțirea lor era doar fizică. Sufletele lor erau unite, inimile și visurile lor erau una. Când Hendrika a ajuns în Roma, Matilda i-a trimis pe toți bărbații pe care îi putuse aduna din Toscana pentru a-l apăra pe Grigore. Când nu au mai rămas destui bărbați în Toscana, și-a vândut tot ce avea și a cumpărat mercenari din întreaga Europa. Și-a topit până și bijuteriile, totul, cu excepția inelului pe care îl primise la aniversarea ei de 16 ani. A scotocit prin toate mănăstirile și bisericile ei și a topit tot ce putea fi folosit pentru a cumpăra susținere pentru papă. În ultimii doi ani, Matilda din Toscana își risipise complet avuțiile și își distrusese poziția pentru apărarea bărbatului pe care îl iubea și a cauzei lor comune. Disperarea ei supremă era că toate acestea nu erau de ajuns, că ea nu putea să-l salveze. După o bătălie lungă și sângeroasă, Henry reușise să-l detroneze pe Grigore și să instaleze un papă marionetă pe tronul Sfântului Petru. Grigore a fost exilat în orașul Salerno, unde familia lui deținea multe pământuri. A încercat să-i atragă de partea lui pe aliații normanzi, dar puterea lui Henry era acum prea mare în Italia. Grigore nu mai era papă și cu asta viața lui se sfârșise. În exil, Grigore nu putea să-i scrie celei pe care o iubea și nu putea să salveze Roma de tiranul care se numea rege. Își pierduse voința să continue, iar o boală care le puiza pusese stăpânire pe trupul lui. A chemat unul dintre puținii oameni în care avea încredere și l-a rugat să scrie o ultimă scrisoare, sperând ca aceasta să ajungă la destinație prin teritoriile devastate de război. I-a dat omului una dintre puținele comori pe care le mai avea, un inel de aur cu o gravură cu coarța Sfântului Petru, și i-a cerut să jure că va avea grijă ca inelul și pachetul pe care îl trimitea cu el să ajungă la destinație. Faptul că mesagerul era un om onest și îndrăzneț, era ultimul dar al lui Dumnezeu către Grigore al VII-lea, înainte ca acesta să părăsească această lume pe 25 mai 1085. Ultimele cuvinte ale papei Grigore al VII-lea, consemnate de un scriba, au fost Am iubit dreptatea și am urâne dreptatea, astfel mor în exil Canosa, iunie 1085 Vestea morții lui Grigore a ajuns la Matilda prin con, dar pentru ea nu era ceva nou Știa când se întâmplase, chiar și minutul din zi nu-ți pierzi jumătatea sufletului fără să simți acest lucru în fiecare părticică din ființa ta, spuse ea încet. Îl plâng de săptămâni întregi, cu mult înainte ca vestea să fie ajuns în canosa. Cona da din cap. Fusese plecat dintr-o luptă între alta și nu se aflase lângă ea ca să o consoleze așa cum ar fi dorit. Suferea ca o regină care își pierduse regele dar care știa că are obligația de a continua de dragul poporului ei. Tilda, un mesager a adus azi un pachet. E din Salerno. Matildei se tăie respirația. Nu se aștepta la așa ceva. Era aproape imposibil ca un mesager să vină de la Salerno pe lângă Roma și prin Toscana, în acele vremuri de război. Faptul că a ajunsese în siguranță se datora în mod categoric protecției divine. A luat pachetul de la con și l-a deschis cu grijă, și obtind o rugăciune de mulțumire pentru sosirea ceea ce îi oferea ultimă clipă împreună cu iubitul ei. Pachetul conținea portretul ei împreună cu Guidone, imaginea în albastru pictată în chip de fecioara cu pruncul, pe care o trimisese lui Grigore cu patru ani în urmă. Lângă ea se afla scrisoarea, iar Matilda, cu mâinile tremurânde, a început să o citească. Iubita mea, neprihănita mea, porumbița mea dulce, ce dor îmi e de tine, ce mult am suferit din cauza lipsei tale în această perioadă de încercare. Deși Dumnezeu ne-a supus la încercări groaznice, niciuna nu e mai grea pentru mine decât să știu că nu pot să spun cât de recunoscător îți sunt pentru tot ceea ce ai făcut. Ai dăruit și ai sacrificat pentru viziunea noastră asupra iubirii și egalității. Știu cât de tare te-au marcat toate acestea, cât ți-au chinuit poporul. Mă rog de multe ori pe zi ca Dumnezeu să aibă grijă de tine și credința ta să-ți aducă pacea. Cum zilele mele pe pământ se împuținează, probabil că atunci când vei primi această scrisoare, dacă o vei primi, voi fi alături de mama și de tatăl nostru în ceruri. Voiam să țin înapoi acest portret, pentru că este singurul obiect care m-a ținut în viață în înfiorătorul meu exil. Această imagine a forței tale și a promisiunii lui Goidone mi-a dat speranță când eu nu mai aveam. Această amintire a frumuseții tale și a naturii secrete a iubirii mi-a dat putere. Acest portret este singura și cea mai deprețavere avere pe care o am în viață și acum, când voi muri, nu vreau să se piardă. Astfel ți-o înapoiez ca să știi ce a însemnat ea pentru inima și sufletul meu în acești ani cât a fost a mea. Ultimele mele cuvinte către tine, iubita mea, sunt acestea. Nu plânge moartea mea, bucură-te de ea, pentru că acum voi putea fi alături de tine în fiecare zi și nimic, nicio forță a omului pe pământ, nu mă va mai putea ține departe de tine și voi lupta alături de tine pentru adevăr și dreptate întotdeauna Con, care rămăsese în spatele ei în timp ce a citea scrisoarea, a lăsat-o singură când a văzut că trupul începuse să-i tremure. Pe când se îndepărta grăbit prin hol pentru a-i oferi singurătatea de care avea nevoie, hohotele ei de plâns au început să răsune prin zidurile de piatră ale fortăreței din Canosa. Niciodată, în întreaga lui viață, n-avea să audă ceva mai sfâșietor decât bocetul Matildei. Vă spun vouă că există doar două porunci care trebuie să fie respectate neîncetate de toți bărbații și toate femeile și acestea sunt. Iubește-L pe Dumnezeu, creatorul tău din ceruri, din toată inima și din tot sufletul. Iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, căci toți bărbații și femeile sunt aproapele tău și iubindu-i pe ei, îl iubești pe Dumnezeu. Atât de mulți caută pământescul și nu-și dau seama că privesc divinul în fiecare zi, pentru că divinitatea este în fiecare dintre noi. Dacă toată omenirea ar trăi tot timpul după aceste două porunci, nu ar exista războaie, nedreptate și suferința. Acestea nu sunt legi pentru cumpătare sau exerciții sau sacrificiu. Ele sunt legi ale iubirii. Cât de simplă este voia adevărată Domnului, cei ce au urechi de auzit să audă. Din cartea iubirii, așa cum a fost păstrată în libro Rosso. Capitolul 16 Mantova, 1091 Mirosul de metal al sângelui îi umplea nările Matildei, făcându-o să -ți țină respirația pentru a nu i se face greață. Trupele lui Hendrik distruseseră mare parte din Toscana, jefuind, arzând și violându-le pe femei cu o sete de răzbunare care depășea orice închipuire. Casa unde copilărise Matilda fusese atât de profanată încât era de nerecunoscut. Sângele băltea pe străzile pe care cadavrele toscanilor ei iubiți erau împrăștiate, familii întregi, de la bătrân la copii fusese răspânzurate de grinzile exterioare ale caselor lor, ca semnal urii. Henrik era hotărât ca Mantova, fortăreața cea mai mare și mai puternică a Matildei, să fie ultima victimă a lipsei ei de credință față de rege. Dacă Matilda s-ar fi îndoit vreodată de acest lucru, îndoielile au dispărut când a văzut una dintre atrocități. Pășind printre cadavrele arse, Matilda și Con împreună cu un grup de oameni dintre cei mai curajoși, căutau supraviețuitori ajunseseră în apropierea uneia dintre cele mai mari vile de la marginea orașului, aflată pe o mare întindere de pământ agricol. Matilde îi sări inima din piept. Cunoștea această vilă. Era unei verișoare îndepărtate ale ei din Lorena, o femeie pe nume Margareta. Matilda nu o cunoștea bine pe această verișoară așa cum ar fi vrut, pentru că fusese mereu prinsă de îndatoririle ei. Avea acum motiv să regrete că nu se oprise niciodată să viziteze această casă, să stea de vorbă cu verișoara ei și să-i cunoască familia. Era una dintre cele mai dure lecții ale vieții, ca oamenii să nu-și dea seama câte ocazii de iubire și prietenie se pierd până când e prea târziu. Matilda știa că Margareta și soțul ei erau credincioși devotați, deoarece Beatrice îi vorbise adesea despre ei. Cuvintele mamei sale despre credința rudelor ei îi răsuna un urechi în timp ce se apropia de casă. În mod ciudat, soldații lui Hendrik nu ar să se răvila așa cum făcuseră cu celelalte. Ușa era sfărmată și se vedea urme clare de vandalism și prădare, dar clădirea era intactă. Matilda se întreba de ce fusese cruțată această casă și voia să intre, rugându-se cu disperare să găsească un semn de viață sau o speranță. Con, suspicios și protector cu ea ca de obicei, a insistat să intre înaintea ei în locuința. Con era un bărbat călit în războaie, dar chiar și pentru el priveliștea care îi aștepta la intrare era de neînchipuit. I se tăiase răsuflarea. Două femei ucise, probabil Margareta și fica ei, erau legate ca niște animale dezbrăcate cu gâturile tăiate. Atât femeia cât și fetița, care nu avea mai mult de 10-11 ani, aveau vânătăi albastre pe coapse, o mărturie tăcută și îngrozitoare despre ceea ce se întâmplase aici în mijlocul unui război, în care bărbații își pierduse România. Cons s-a întors ca să o împiedice pe Matilda să intre, dar era prea târziu. Ea era în spatele lui, țintuită locului de oroarea care îi se învățișease, plângând în hohote. În ciuda durerii copleșitoare pe care o simțea sau poate chiar datorită ei, observase că și mama și fica aveau părul roșcat. Roagă-te cu mine, Con, să ne rugăm pentru surorile noastre ca sufletele lor să fie împreună în ceruri și ca niciodată să nu mai cunoască durerea. Cona da din cap, dar glasul care a răspuns nu era al lui. Venea dintr-un colț întunecat, răgușită și blândă. Mă voi ruga eu cu tine. Matilda a tresărit, iar Con și-a dus mâna la sabie din reflex, dar au așteptat amândoi nemișcați. Din umbre s-a tărât afară un om, a plecat și dărâmat. Odată fusese stăpânul mândru și puternic al acestei feude, dar violența la care fusese supus împreună cu familia lui îl copleșise. Când Matilda s-a uitat în ochii lui, a văzut limpede că sufletul acestui om era la fel de distrus ca și trupul lui. Bărbatului nu-i mai rămăsese decât un singur ochi. Celălalt fusese scos de un pumnal german. Bărbatul se numea Ugo. A fost dus la canosa pe o targă, iar trupurile soției și fiicei lui, înfășurate în giulgiuri, au fost trase în spatele lor pe un cărucior pentru a fi înmormântate cum se cuvine. Matilda l-a îngrijit chiar ea pe Ugo, încercând să-i vindece și spiritul, nu numai trupul rănit. Iar el i-a povestit coșmarul pe care îl îndurase în mâinile forțelor germane. Soldații înconjuraseră casa și rămaseră ușa. I-a văzut venind, dar nu destul de repede pentru a-și putea salva familia. Deși femeile se ascunseseră sub o saltea, au fost descoperite până la urmă pentru că una dintre ei scoadele germane le văzuse pe câmp cu câteva zile înainte. Și-a amintit de ele datorită culorii neobișnuite a părului lor și le amintea deoarece comandantul lor îi răsplătea cu generozitate pe cei ce găseau trofee de război atât de splendide și speciale. Ugo i-a amintit Matildei că soția lui făcea parte dintr-o familie nobilă din Builon, și că tatăl ei venise aici în slujba lui Bonifaciu, când ea era o copilă. Copleșită de sfârșitul groaznic pe care l-a aceste femei care erau rude cu ea, contesa asculta amintirile înfricoșătoare ale lui Ugo. El fusese prins primul. I s-a cerut să-și declare loialitatea față de depravata din Toscana sau față de regele lor Henric, ales de divinitate. Ugo avea sânge și spirit toscan, și nu ar fi jurat strâm niciodată. Și cu siguranță nu împotriva femeii care asigurase pacea și prosperitatea acestei regiuni, așa cum făcuse și tatăl ei înainte. A jurat loialitate Matildei, știind că doar moartea îl putea aștepta, dar nu l-au ucis. L-au schingiuit, dar l-au lăsat în viață. După ceea ce a fost forțat să vadă, Ugo își dorea să-i fi fost dată binecuvântarea morții. Omul s-a oprit de câteva ori în timpul povestirii, deoarece evenimentele erau mai îngrozitoare decât forța lui de a le povesti. Când soția și fica lui au fost găsite, au fost dezbrăcate și legate, în așteptarea comandantului forțelor. Acesta era evident un bărbat important și le-a cerut ambelor femei să jure supunere regelui. Dar soția lui Ugo a afirmat că este rudă cu Matilda, și negre și loială contesei lor binevoitoare. Nici ea nu voia să jure împotriva Matildei, iar ochii lui Hugo s-au umplut de lacrimi când a povestit cu ce curaj afirmase fica lui că ea este toscană și rudă cu contesa. Din nefericire, femeile au plătit cel mai mare preț pentru loialitatea și curajul lor. Comandantul arogan și tiranic al trupelor și-a făcut primul poftele cu ele, apoi le-a aruncat celorlalți 15 soldați. Nu toți au vrut să profite de femei, dar șeful lor a insistat, hotărât să-și bată joc de ele în modul cel mai violent posibil. Soldații erau în mod clar înspăimântați de el și au ascultat ordinele. În tot acest timp, Ugo era ținut în cameră și forțat să privească oroarea la care erau supuse soția și fica lui mult iubite. Dacă Dumnezeu avusese un pic de milă pentru Ugo, a fost făcând ca ambele femei să fie inconștiente înainte ca gâturile să le fie tăiate. Probabil erau deja moarte. Ugo era aproape sigur că fica lui murise în timpul bătăilor care însoțeau violurile, pentru că liderul o luase cu el ca să-și satisfacă plăcerile în acea seară. Dar a renunțat după ce a cercetat-o mai bine, deoarece fata era prea rănită pentru a fi folosită la ceva așa că a dat ordinul ca ele să fie ucise ca niște animale într-o măcelărie. În același timp a dat un al doilea ordin de a-l marca pe Ugo într-un fel care să arate lumii ce se întâmplă cu cei care sunt atât de nebuni, încât să declare loialitatea Matildei și să-l renege pe Hendrik. Ultimul lucru pe care Ugo și-l amintea chiar înainte ca lama pumnalului să se apropie de ochiul lui era figura comandantului trupelor, care stătea în fața lui. Bărbatul arogan l-a scuipat în față înainte de a rosti sentința. Ți-am permis să trăiești pentru a transmite un mesaj de sfrânatei mele verișoarei. Spune-i târfei din Toscana că voi pângări fiecare oraș pe care i-al considera al ei și fiecare femeie care pretinde că este loială, exact la fel, până când îmi va implora iertarea în genunchi. Acesta este singurul motiv pentru care îți las limba, trădătorule. Apoi, îngânfatul conducător al trupelor care a violat și a ucis femeile din neamul Manfredi, a dat semnalul pentru ca soldatul lui să-l mutileze pe stăpânul casei. Și regele Henric, al IV-lea a ieșit cu pași apăsați din casă, nerăbdător să vadă ce alte trofee de război îl așteptau în mantova. Următoarea lui țintă a fost una personală pe care abia aștepta să o predea el însuși. Mănăstirea din San Benedetto de pe pad. Acesta era sanctuarul spiritual al Matildei. Orvalul ei din sud și un monument închinat familiei lui Bonifaciu. Era o dulce răzbunare să o lipsească de ea. Cu peste 2000 de ani înaintea nașterii Domnului nostru în Franța, exista o sculptură a unei femei care ținea un copil pe genunchi. Poporul păgând din aceste locuri a primit o mare profeție, o revelație de la preoții druizi că o fecioară va da naștere unui zeu, iar acel zeu va aduce lumină și adevăr în lume. Aceste triburi păgâne se numeau Carnuți și de la ei se trage numele orașului care se va ridica mai apoi în jurul acestei coline. Șartră se credea că sculptura fecioarei și a copilului avea proprietăți miraculoase. Fusese sculptată într-unchiul unui păr și urcată pe o colină despre care se știa că este sacră, deoarece sub ea se afla ceva ce carnuții numeau spirit divin, un curent de energie puternic și purificator care ieșea uneori la suprafață din pământ și care avea punctul culminant chiar în acest loc. Oamenii locului știau că spiritul divin arte era artera prin care curgea sângele vieții pământului. Astfel, colina sfântă care marca însuși pulsul pământului a devenit un loc de inițiere spirituală pentru triburile de pe întreaga întindere a Europei, care venea aici în pelerinaj pentru a simți curentul curgând prin venele lor. Esența acestui șuvoi stimulează divinul din fiecare bărbat și femeie nu poate fi explicată, dar cine a simțit-o nu poate uita niciodată. Spiritul este trezit în acest loc, unde oamenii devin cu adevărat antropos, adică realizați pe deplin și integrați complet în corpul, mintea și spiritul lor. Sporind sacralitatea acestui loc deosebit, aici se afla și un iaz, o prăpastie adâncă în pământ, plină cu apă fermecată din pântecele femeii care era pământul. Mama Sfânta noastră, a tuturor, era venerată aici de la începuturile omenirii și era cunoscută sub multe nume. Pentru Carnuția era Belusama și sub acest nume ne spunea povestea pe care am venit să o auzim. Belusama era soția și tovarășa lui Dumnezeu, despre care tribul Carnuț spunea că este unul și că nu poate fi cunoscut. Ei spuneau Belen. Numele legat de echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea sunt într-un echilibru perfect. De aici și numele echinocțiu, care înseamnă că noaptea are aceeași lungime cu ziua. Întunericul și lumina trăiesc în armonie. Belen avea alături de el o soră mireasă, soră pentru că era cealaltă jumătate a sufletului său, și mireasă pentru că era cea pe care o iubea. Aceasta era minunata Belusama. Se știa că Belen stăpânea cerul și aerul, iar soția lui stăpânea pământul și marea, pentru că zeul masculin al cerului cuprinde zeița feminina pământului într-o uniune sacră naturală. Împreună forma un întreg. Pământuri au fost sfințite în numele lor, multe pământuri, iar din această poveste trebuie să știe că regiunea unde a fost fondat orașul Chartres și unde Spiritul Divin curge prin pământ în curentul lui sacru și tămăduitor, a fost denumită în cinstea soției lui Dumnezeu. De-a lungul timpului această regiune a fost numită Belusama, apoi la Belusa, iar în final în limba franceză a ajuns să aibă forma sub care o cunoaștem astăzi. Astfel, după originile sale, și ar este pământul sfânt al triburilor carunte, care trăiau în regiunea sfântă a mamei noastre a tuturor. Sculptura din lemn de păr era o reprezentare a Belusamei, soția neprihănită a lui Dumnezeu, care va crea o nouă viață în forma unui copil. Era ea și era mai mult decât atât. Era o reprezentare a principiului feminin divin în creație și așa va fi pentru totdeauna. Este imaginea feminină a lui Dumnezeu. Legenda Pământului Sfânt de la Șartră, păstrată în Libro Rosso. Canosa, 1091 Libro Rosso era în siguranță în Canosa și învățătorul la fel. Mergea mereu la San Benedetto de pe pad, dându-i învățătură fiului Matildei, când se află că Hendrik se apropia de Mantova. Ordinul a avut suficient timp pentru a ascunde ceea ce rămăsese din obiectele lor, cele care nu fusese rătopite sau vândute pentru apărarea lui Grigore al VII-lea. Fiul Matildei, împreună cu câțiva călugări, s-au refugiat în siguranță pe dealurile de lângă Florența, unde cu zeci de ani înainte un călugăr sfânt pe nume Giovanni fondase un nou ordin. Ordinul numit Valambrosan era format din benedictinii cei mai severi, recunoscuți de abatele de Clunii ca fiind cei mai sfinți dintre călugării lui Dumnezeu. Din acest motiv, regele Hendrik al IV-lea, nu a îndrăznit să le facă niciun rău, iar mănăstirea de la Valambrosa a fost declarată teritoriu neutru și a devenit un refugiu sigur pentru călugării Matildei, care au ales să meargă acolo. Acești călugări ai ordinului se vor uni în final cu Valambrosanii, creând o filozofie hibridă secretă, cu reguli monastice stricte și principii eretice, pe care Matilda o va susține până la moarte. Valambrosanii vor prelua proprietățile din Florența ale Sfintei Treimi, unde ea și petrecuse adolescența în cadrul învățăturilor Ordinului. După 400 de ani importanța acestui lucru, susținerea financiară a Matildei și rezistența celor mai sfinți învățături ale Ordinului va deveni vizibilă, pentru că Sfânta Treime se va dezvolta în pântecele din care s-a renăscut renașterea. Matilda își petrecuse dimineața compunând o scrisoare de Danie către Sfânta Treime, un document legal care asigura că sprijinul financiar va continua pentru Ordin din Roma, în cazul morții ei. Făcând aceasta ea își folosea toate cunoștințele despre lege, de aceea când a terminat de scris documentul se simțea neobosită. Nu își putea permite să se odihnească acum, când pământurile și oamenii ei erau într-o primești atât de mare așa că, îndată ce a pus penița deoparte, pentru a lăsa cerneala să se usuce pe document, a pornit în căutarea lui Con ca să discute strategia militară. Hendrik prădase San Benedetto de pe pad și jefuise și distrusese tot ce mai rămăsese din Mantova. Doar în Canosa mai era în siguranță și era nevoie să se asigure că fortăreața e apărată până în dinți tot timpul. Unul dintre oamenii lui Con a venit să o anunțe pe Matilda că acesta fusese văzut îndreptându-se spre capelă. Ea observase că el petrecea mult timp acolo de la masacrele din Mantova. Când Matilda a ajuns la capelă, ușa era deschisă și ea l-a văzut pe Con rugându-se în genunchi, având în față libro rosso și lângă el pe învățător. Ea a așteptat tăcută până când amii bărbați au dat să se ridice atunci a intrat în încăpere. Învățătorul era foarte bătrân acum, după o viață atât de lungă, dar nu arăta prea diferit de momentul în care Matilda îl întâlnise pentru prima oară, pe când era doar o fetiță. Părea obosit și probabil puțin epuizat, dar era într-o formă fizică remarcabil de bună pentru un bărbat de vârsta lui. Și anii nu-i afectaseră deloc spiritul sau mintea. Intră, copila mea dragă," Intră! Matilda intră în capela ei, închinându-se în fața frumoasei statui în mărime naturală a lui Isus și a iubitei lui Maria Magdalena, după care se apropie să-l sărute pe învățător, pe obrazul cu cicatrice. Se uită la Con, care părea rușinat, ca și cum ar fi fost prins, făcând ceva foarte nepotrivit și cu siguranță rușinos. Cei doi prieteni pe care îi iubești cel mai mult în lume, zâmbi Matilda adăugând cu o notă de curiozitate în voce, dar ce ar putea face ei împreună? Înțelesese că acolo se plănuia ceva, dar nu știa prea bine ce. Învățătorul se uită la con, care se făcuse atât de roșu la față, încât s-ar fi putut confunda cu părul Matildei. Înainte de a-ți vorbi despre decizia pe care a luat-o învățătorul și eu alături de el, trebuie să spun o poveste surioară. Era stilul lui Con să aibă de spus câte o poveste de fiecare dată în momentele dificile, așa că Matilda nu a fost surprinsă la auzirea acestui răspuns. Dar avea presimțirea că aceasta va fi o poveste diferită de toate celelalte spuse de el. Învățătorul s-a scuzat și i-a lăsat pe amândoi în capelă pentru a vorbi în liniște. După aproape 20 de ani în care păstrase taina, bărbatul numit după războinicul cel de odinioară con al celor 100 de bătălii, i-a spus Matildei povestea lungii sale călătorii pentru a găsi o nouă viață în Toscana. Con, care se născuse și fusese botezat cu numele Conșobar, în regiunea Conșact, a plecat din vestul Irlandei când avea doar 15 ani, după ce un atac al vikingilor i-a distrus satul. Cu trei ani înainte, el intrase într-o mănăstire și se dedicase studiului limbilor clasice și religiei. Iubea învățătura, trăia pentru ea și fiind unul dintre șapte frați, vocația de călugăra lui Con fusese rapid acceptată de tatăl lui, care avea acum un copil mai puțin pentru care să se îngrijoreze. Când au năvălit barbarii, Con fusese trimis la o mănăstire mai înspre nord, pe râul Galway, ca să aducă cerneală și pergamente pentru manuscrisele pe care novicii învățau să le înțeleagă. Așa că era la adăpost când furtuna a izbucnit din Scandinavia. Deși majoritatea vikingilor fusese alungați din Irlanda de marele rege Brian Boru în 1014, mai rămăseseră câteva regiuni izolate pe care războinicii violenței Nordului continuau să le atace. De obicei, ei atacau așezările de pe râuri, nu numai pentru că acolo se aflau mai multe bogății, ci pentru că se aflau pe căile cele mai ușoare de scăpare pentru corăbile înguste și rapide ale vikingilor. În unul dintre aceste atacuri de pe râul Shannon, satul lui Con fusese distrus. Majoritatea locuitorilor, inclusiv părinții, surorile și frații lui, fiind măcelăriți. Mănăstirea lui Con a fost și ajifuită și arsă din temelii, Călugării blânzi și învățați care deveniseră a doua familie pentru el, fusese hăcuiți. Con era acum orfan cu adevărat. Era peste puterile lui să-și vadă satul și mănăstirea distruse. Și-a înmormântat familia și frații călugări cu mâinile lui, apoi s-a hotărât să părăsească Irlanda. Nu mai putea rămâne într-un loc unde asemenea violență era la ordinea zilei, când el nu-și dorea decât singurătatea și studiul amintindu-și de zilele mai fericite petrecute alături de frații lui într-o credință, gândurile tânărului Con s-au îndreptat către un călugăr din Galia, care fusese oaspetele mănăstirii. Călugărul era cel mai învățat bărbat pe care îl cunoscuse vreodată. Era fascinant și plin de înțelepciune. În plus, era blând și iubitor, calități neobișnuite la un cărturar. Con îi iubea pe toți frații lui călugări din mănăstire, chiar și pe severul abate care îl bătea adesea când îl prindea că își bagă nasul în mitologiile păgâne celtice, consemnate în biblioteca. Dar acest călugăr francez era primul bărbat cu adevărat sfânt pe care Con credea că l-a întâlnit. Călugărul, care i-a spus că nu are niciun nume, i-a povestit despre învățătura pe care o primise într-un loc numit Chartres, unde se afla o școală a spiritului cum nu era alta pe lume. Când călugării mai în vârstă dormeau, Con stătea treaz și îl asculta pe francez vorbind în termeni care erau evident eretici. Totuși, el nu era șocat de punctul de vedere al străinului. Era fascinat, recunoscând un adevăr ciudat în felul cum îi prezenta lucrurile acesta și fiecare revelație îl făcuse să tânjească după altele la fel. Oaspetele i-a vorbit lui Con despre un bărbat pe nume Fulbert, care era episcopul din Chartres, precum și despre forța din spatele Marii Școli de pe lângă Catedrală. Când Catedrala a ars din temelii în 1020, într-un incendiu probabil intenționat, Fulbert a fost cel care a reconstruit-o într-un stil romanic tradițional. A angajat cei mai buni artiști care și-au concentrat eforturile asupra Criptei Sfinte de sub Catedrală. În criptă se afla o fântână străveche despre care se spunea că este cea mai sfântă de pe pământ și sculptura în lemn de păr sfințit a fecioarei, numită Doamna noastră de sub pământ. Fulbert a apărat și a păstrat toate acele obiecte cu cea mai mare grijă. Călugărul francez vorbea despre învățăturile marilor greci, mai ales despre cele ale lui Platon și Socrate, și despre o metodă de predare numită dialectică, una dintre artele liberale acceptate. Dialectica era metoda argumentului civilizat, iar prin această metodă oamenii erau învățați să gândească și să analizeze astfel un argument și un contraargument. Prin intermediul acestei metode s-a format cel mai important eleva lui Fulbert, cel ce va rămâne în istorie cu numele Berengar, deși Berengar a moștenit conducerea școlii din șartră la moartea mentorului său Fulbert, Lupta lui necruțătoare cu biserica i-a stricat reputația. Berengar se opunea doctrinei transubstanțierii. Credința bisericii că pâinea și vinul sfinte ale cuminecăturii se transformă într-adevăr în trupul și sângele lui Iisus odată ce sunt sfințite, argumentând că acesta trebuie să fie un concept spiritual și nu unul fizic, citând părinții ai bisericii și un text antic misterios pentru a da mai multă credibilitate a opiniilor sale textul tainic pe care călugărul îl numea Cartea Iubirii Lopseda pe tânărul Con, în timp ce asculta poveștile oaspetelui francez. Acesta îi dezvăluise doar taina că măreața carte fusese scrisă chiar de mâna Domnului, că fusese adusă în Franța de Maria Magdalena după răstignire. Urma și ei protejaseră cartea și învățăturile ei timp de un mileniu. Dar climatul religios în Franța se schimba, devenind tot mai puțin tolerant și mai dogmatic, iar învățături adevărate, dar secrete, deveneau periculoase. Credincio și cărții iubirii creștinii pur, care vor deveni cunoscuți cu numele de catari, au fost forțați să caute în pământ căi tainice de a-și continua învățăturile. În timpul neoplatonismului, al filozofiei și al dialogurilor grecești, învățăturile eretice au continuat în regiune. Multe dintre principiile controversate de la începuturile creștinismului au fost rescrise în greacă pentru a putea fi prezentate ca învățături, nu ca erezii. În unul dintre aceste dialoguri, Berenger a adus pentru prima dată în discuție transubstanțierea, explicându-i acest lucru lui Con, că lugărul i-a împărtășit încet o învățătură din Cartea Iubirii, recitând din documentul eretic. Ce este trupul meu? Trupul meu este cuvântul, adevărul Logosului. Ce este sângele meu? Sângele meu este răsuflarea, exaltarea spiritului care animă trupul. Oricine primește cuvântul și răsuflarea, a primit cu adevărat hrană și îmbrăcăminte, pentru că acestea reprezintă mâncarea, băutura și veșmintele. Această pâine este trupul meu și este cuvântul adevărului. Acest vin este sângele meu și este răsuflarea spiritului. Coni era uluit. Deși aceste cuvinte erau fără îndoială eretice, erau nespus de frumoase. Și mai ales era logic pentru el că Iisus folosea trupul și sângele, pâinea și vinul, ca metafore pentru o perspectivă mai spirituală a împărtășaniei. Cu toate acestea, Biserica nu găsea această perspectivă deloc atrăgătoare. Protestele din Franța și apoi din Roma aproape l-au distrus pe Berengar, care a fost închis de regele francez pentru erezie și și-a petrecut restul vieții într-o luptă continuă cu autoritatea Bisericii. Con visa la ziua în care va putea cunoaște alți oameni ca acest călugăr francez și ca profesorii lui extraordinari care puneau totul în joc în numele adevărului și înțelepciunii. A jurat că într-o zi va merge la acea școală, și după ce ai lui au fost masacrați de vikingi, a încercat să-și îndeplinească acest vis. Spera să găsească pacea pe care o căuta în școala din șartră. Tânărul Con a plecat așadar spre sud și a vândut cernea la scumpă și pergamentele unei mănăstiri de lângă treale din banii obținuți în urma vânzării și a cumpărat un loc pe o corabie care se îndrepta spre teritoriile normazilor în Galia. De acolo va ajunge la șartră, ori călare, ori pe jos. S-a rugat la Dumnezeu să-l ierte pentru că folosise bunurile mănăstirii pentru a se întreține, dar nu avea alte mijloace în acel moment și a jurat să facă lucruri bune drept dispășire. Astfel a ajuns la destinație la intrarea în Catedrala lui Fulbert, reconstruită în locul clădirii distruse de curând, ce data din secolul al IX-lea, și care și ea fusese construită pe un loc considerat de mii de ani pământ sfânt. Cona a petrecut aproape 10 ani la Chartres, iar inteligența lui ascuțită l-a ajutat să devină expert în neoplatonism, în limba greacă și în meditație, toate acestea fiind aspecte ale teoriei și doctrinei religioase și ale istoriei europene dar erezia a fost cea care i-a atins spiritul și a prins rădăcini în el. Învățăturile din cartea iubirii au devenit rațiunea de a trăia a lui Con. Aceste învățături nu erau predate oricui. Făceau parte din școala secretă a misterelor, care funcționa în umbra școlii oficiale din șartră. O persoană putea obține admiterea la această școală prin fapte bune și predispoziție puternică spre înțelepciune. Con era un elev uimitor și într-un timp foarte scurt a devenit un mare cunoscător al învățăturilor tainice. Învățăturile despre labirint erau esențiale pentru această școală, iar Con parcurgea cele 11 circuite în fiecare zi, înainte de a și începe studiile. În acele timpuri, în catedrală nu exista un labirint. Exista o grădină labirint construită din pietre, care era foarte folositoare. Acest labirint era construit după modelul celui a lui Solomon, cu un centru rotunjit în care inițiații să se roage când ajung acolo. În centrul acestei grădini labirint, în umbra structurii reconstruite a lui Fulbert, Con a primit viziunea care urma să-i schimbe cursul vieții. Totul a început cu o viziune a Arhanghelului Mihail, mesagerul luminii care înfrânge întunericul. Mihail purta sabia înflăcărată, sabia adevărului și a dreptății, în timp ce plutea deasupra labirintului și deasupra lui Con. Îngerul i-a amintit că numele lui Micael înseamnă cel care este asemenea lui Dumnezeu. Apoi Con a văzut o fetiță care avea probabil 9 sau 10 ani, cu un păr roșu arămiu și cu o energie extraordinară. Era atacată de forțe nevăzute, iar Mihail și-a dus sabia deasupra capului fetiței pentru a împrăștia întunericul care amenința să-i facă rău. Apoi s-a întors și a vorbit lui Con. Iată, aceasta este misiunea ta. O vei apăra pe această fată, pe această fica lui Dumnezeu, mai presus de orice altceva și oricât timp va fi nevoie. Vei deveni fratele ei și cavalerul ei protector. Vei fi așa cum eu sunt pentru tine, un înger al luminii care înfrânge întunericul. Dar să nu faci vreo greșeală, aceasta este bătălia binelui împotriva răului și vei fi chemat să lupți împotriva răului. Această copilă te așteaptă în Toscana. Dute acolo unde trăiește ducele de Lorena în Florența, iar acolo vei găsi menirea ta de a o proteja. Coni era consternat. Era fără îndoială o viziune de o asemenea limpezime, un mesaj atât de pur încât nu putea face altceva decât să-l urmeze. Își dedicase zece ani din viață pregătirii spirituale, intense, pentru a primi exact asemenea mesaje clare. Dar viața de luptător cu siguranță nu era pentru el. Deși era puternic și atletic și era bine dezvoltat pentru vârsta lui, nu voia să fie soldat. De ce nu-i oferise Dumnezeu șansa de a rămâne la șartră și să devină profesor acolo? De ce avea el o asemenea dorință dacă acesta nu era destinul lui? Era un moment de criză spirituală pentru Con, pentru că în cartea iubirii era scris că visele noastre, ca oameni, nu sunt accidentale, nu sunt întâmplătoare. Sunt mijloacele prin care sufletul nostru ne amintește ce trebuie să facem în această lume, pentru a împlini promisiunea făcută lui Dumnezeu. Atunci de ce dorea singurătatea și pacea școlii, atunci când i s-a spus că războiul era chemarea lui? De ce iubea și ar mai presus de rațiune și nu voia nimic mai mult decât să trăiască și să moară în umbra binecuvântatei catedrale și a școlii ei de înțelepciune? Lui Con aveau să-i trebuiască mulți ani să înțeleagă complet răspunsul. Și acest lucru era un element cheie al învățăturii. Este adevărat că adesea descoperim înțelesurile și motivele pentru care se întâmplă lucrurile mulți ani după ce acestea ne-au schimbat cursul vieții. Con îi făcuse o promisiune lui Dumnezeu și voia să o îndeplinească. Dar pentru a fi demn de a o apăra pe această mică prințesă, trebuia să dobândească el însuși calități de războinic. Astfel, Con a devenit un mercenar, luându-și slujbe peste tot în Europa pentru a învăța de la cei mai mari capitani de pe continent. După ce a fost supranumit Con al celor 100 de bătălii, a hotărât că este pregătit să o găsească pe Matilda în Florența. După ce a primit slujba pentru ducele Godefroi, Con a așteptat, urmărind o pe micuța să pe ascuns, până în ziua când ducele Godefroi l-a căutat și a cerut să devină instructorul ei, în mânuirea armelor. Din ochii lui Con curgeau lacrimi când îi mărturisea Matildei ce mult o iubea, că ea era într-adevăr surioara lui de suflet și că apărarea ei era datoria cea mai sacră și onorabilă pe care putea să o aibă. Iar apoi, i-a spus restul, iar ea a înțeles astfel de ce plângea. Con o părăsea pentru a începe următoarea fază a destinului lui și pentru a-și realiza visul suprem urma să meargă la șartr împreună cu învățătorul și luau libro -roso cu ei pentru a o duce într-un loc mai bine apărat, unde avea să fie în siguranță și departe de, de Hendrik, odată pentru totdeauna. În cinstea tradiției celor din Luca legată de Volto Santo, a fost construit un car pentru a transporta libro Rosso, exact în același fel în care chipul sfânt fusese purtat cândva de-a lungul Italiei. Matilda le-a oferit doi boi albi, ca zăpada, care să tragă carul în care va fi transportat arca noii alianțe spre noua ei casă. Călătorii vor trebui să fie foarte atenți când vor trece prin regiunile distruse de război din nordul Italiei cu încărcătura lor valoroasă. Arca se afla într-o cutie simplă de lemn pentru ca valoarea conținutului să rămână ascunsă. În arca a fost făcut un fund fals în care era ascunsă libro rosso și o altă structură a fost realizată pentru a depozita arca. Un pictor a creat o imitație a vălului Veronicai, făcut să pară imprimat cu chipul lui sus pe mătase albă. Era un joc spiritual pentru ordin, deoarece chipul imprimat pe vălul Veronica era numit adesea Volto Santo, la fel ca și tezaurul lor din Luca. Această copie a fost pusă deasupra arcei ca o măsură de siguranță, în caz că era opris de trupele germane, aveau să spună povestea acestui vol sfânt și să declare că îl duc din Italia în Franța pentru a fi la adăpost în mănăstirea de la Cluny. În ciuda violenței lor barbare, din acest război, era puțin probabil ca vreun soldat german să atace călugări care duceau moaște atât de sfinte. Mai mult, ei plecau din Italia nu intrau. În final, pentru ca războinicul Con să pară foarte convingător în chip de călugăr, s-a ras în cap. Când Matilda l-a văzut pentru prima dată astfel, a izbucnit în lacrimi. Oh, of, Dumnezeule, chiar mă părăsești! Se aruncă în brațele lui, plângând ca un copil. Con a îmbrățișat-o, jucându-se cu părul ei, alintând-o în limba lui celtă pentru ultima oară. Te părăsesc doar temporar, surioară. Știi că familiile de suflet nu se despar niciodată cu adevărat. Te voi revedea curând, oriunde hotărăște Dumnezeu. Se trase și o prință de bărbie cu mâna lui uriașă. Vei fi apărată cum se cuvine. Arduino este un strateg mai bun decât am fost eu vreodată. E cel mai bun conducător militar din Italia. Dacă cineva te poate ajuta să-ți recucerești teritoriile din mâinile lui Hendrik, acesta este Arduino. Și ai un nou câine de pază, nu-i așa? Unul care te va apăra fără teamă. Se referea la Ugo, soțul verișoarei ucise a Matildei, omul care fusese mutilat. În timpul conversației, Ugo stătuse mult timp cu Con. Își petrecuse aproape întreaga viață ca fermier, iar munca îl făcuse să fie puternic și viguros și era inteligent. Această combinație îl va transforma într-un războinic eficace, unul absolut neînfricat, pentru că nu mai avea nimic de pierdut. Odată însănătoșit, Hugo a devenit o forță fizică de care trebuia să se țină seama, iar acea forță era cu totul devotată contesei toscane, care pusese unguentele vindecătoare cu propriile mâini pe ochiul lui. Matilda nu era supărată pe con pentru această misiune, Departe de a gândul acesta, din potrivă, era recunoscătoare că Libro Rosso și învățătorul vor dispune de cea mai bună apărare din Europa. La plecare i-a dat lui Con un pachetel: Iau-o cu tine! A fost alături de mine de când m-am născut și am simțit întotdeauna că a avut grijă de mine. Acum va avea grijă de voi doi. Con a desfăcut pânza care acoperea vechea statuie, încă foarte frumoasă a sfintei modesta. Ochii s-au umplut de lacrimi și șoptii. Mergem amândoi acasă. Matilda i-a luat mâna în mâna ei și a început recitarea sfântă care se cuvine iubirii în toate formele ei, un jurământ pe care ea îl știa la fel de bine ca și el. Te-am iubit înainte, te iubesc astăzi și te voi iubi din nou. Timpul se întoarce au rostit împreună aceste versuri pentru ultima oară, printre lacrimi. Capitolul 17 Vatican Morin pășea acum cu un alt scop în Bazilica San Pietro, acela de a se închina femeii pe care venise aici să o vadă de la început și pe care simțea acum că o cunoaște foarte bine. Miraculoasa, înălțătoarea și puternica, Matilda de Canosa, Contesa Toscanei. Versiunea completă a autobiografiei Matilde se încheia cu plecarea lui Con și a învățătorului spre șartră. Se pare că Matilda și-a pierdut interesul pentru consemnarea detaliilor vieții ei după acel moment. Grigore murise, iar sfătuitorul ei spiritual și cel mai bun prieten o părăsise pentru a merge în Franța. Și Anselme o murise, iar Isobel conducea ordinul în Luca. Matilda a continuat să lupte împotriva lui Hendrik și pentru Toscana și mai ales pentru a proteja tronul Sfântului Petru de influențele seculare. A făcut toate aceste lucruri pentru că făcuse o promisiune lui Dumnezeu, ei însă și poporului ei, și nu s-ar fi odignit până ce acea promisiune n-avea să fie îndeplinită. Autobiografia Matildei avea mai multe pagini, dar acestea erau cele mai apropiate de scrierile care marcau evenimentele cele mai importante. Una care ieșea în evidență pentru Peter era scrisoarea de la Patricio, care plecă din Orval spre Chartres. Scrisoarea nu spune de ce Patricio abandona iubita mănăstire de la Orval, dar Matilda se va zbate pentru a-și păstra teritoriile din Lorena, ceea ce însemna că probabil era un loc periculos pentru aliatul ei. Peter voia să cerceteze viața ulterioară a Matildei, să afle sfârșitul poveștii pentru Morin, care devenise obsedată de Contesa Toscana. Ea ținea foarte mult să știe dacă Matilda a aflat vreodată dreptatea în ceea ce îl privește pe Hendrik al Patrulea, iar Peter era foarte fericit să-i spună că da. A durat mulți ani, dar Matilda a câștigat până la urmă războiul pentru Toscana și împotriva lui Hendrik. Soția lui Hendrik și chiar fiul lui au venit în tabăra Matildei până la urmă, căutând refugiu în Toscana de tiranul Hendrik, care abuzase fizic de soția lui cu asemenea violență, încât ea l-a chemat la judecată. Documentele istorice arătau că împărătea sa Adelaid, o prințesă rusoaică, o implorase pe Matilda să o apere după ce i-a povestit ororile înclinațiilor sexuale ale lui Hendrik, printre care se numărau orgii, și liturghii negre. Morin era șocată de acest aspect al poveștii Matildei. Ea fusese o luptătoare pentru drepturile femeilor cu sute de ani înainte ca acest termen să fie înțeles de toată lumea. Se pare că și Matilda a fost prima femeie care a cerut o înțelegere prenupțială, așa cum a fost prima femeie care a adăpostit victime ale violenței domestice și l-a protejat de făptuitori, chiar dacă cel care abuza de ele era regele însuși. Încet și cu grijă, cu strategia unui maestru al jocului de șah, Matilda a reconstruit Toscana. Puterea ei politică și averile ei s-au refăcut treptat și apoi a încercat să cucerească pământurile lui Hendrik din Italia. În toamna anului 1092, purtând legendara armură din cupru, Matilda a condus o armată împotriva trupelor lui Hendrik, care furase zona din jurul canosei de prea mult timp. Această luptă a fost, conform tuturor înregistrărilor istorice, un exemplu de strategie militară. Matilda, ajutată de Ugo și de Arduino, a înfrânt Germania. Apoi, după ce au recucerit cetatea familiei, armatele toscanei au izgonit pe germani din majoritatea teritoriilor Matildei în cursul următorilor trei ani și a domnit fără dușmani tot restul lungii ei vieți. Odată cu recăpătarea puterii politice, Matilda a susținut cauza noului papă, care îmbrățișase ideile lui Grigore și hotărârea lui de a separa papalitatea de influența puterilor seculare. El era un apărător în al independenței Romei și un adversar de neclintit al amestecului regalității în problemele spirituale. Matilda a avut toată viața o relație apropiată cu acest nou papă, Pascal al Doilea. Asemânarea dintre numele lui și numele de familia lui Morin nu trecuse deloc neobservată. Legăturile ei cu această poveste apăreau continuu, de unde nu te-ai fi așteptat. Morin s-a apropiat de mormântul din marmură plină de venerație pentru splendida femeie care era înfățișată acolo. Ținea mitra papală și cheile bisericii, pentru că acolo locuise și condusese aici împreună cu cel pe care îl iubea. Împreună, ei îi reprezentau pe Solomon și pe regina din Saba în timpul lor și probabil erau chiar o imagine a lui Isus și a Magdalenei, a lui El și Eșarah. Erau întruparea conceptului sfânt, timpul se întoarce. Și Bernini, marele maestru baroc care moștenise desenele sfântului Petru de la Michelangelo, știa acest lucru. El a creat un desen puternic și elegant care avea să păstreze taina în marmură pentru cei ce au ochi de văzut. Arta va salva lumea. Atingând cu mâna marmura rece sculptată de un artist care știa mai mult decât spunea, Morin examina imaginea unei scene din viața Matildei, înfățișată pe mormânt. Înainte nu ar fi însemnat nimic pentru ea. Era evenimentul din Canosa când Hendrik își cerea iertare în genunchi. Papa Grigore al VII-lea era în prim plan pe tronul lui. Matilda, desigur, stătea lângă el, așa cum o făcuse la propriu și la figurat de-a lungul întregilor vieți împreună. Povestea Matildei o inspira pe Morin, mai mult decât oricare altă poveste pe care o cercetase, cu excepția probabilă a istoriei strămoașei lor, Maria Magdalena. Matilda, cu dedicarea ei nemai întâlnită față de egalitatea tuturor bărbaților și femeilor înaintea lui Dumnezeu, cu pasiunea ei pentru caritate și pentru îmbunătățirea via săracilor, a contribuit la încheierea evului întunecat al lumii, permițând luminii să intre. Era din multe puncte de vedere prima femeie modernă. Dar lucrul cel mai important, Matilda și-a ținut promisiunile. Nu a încetat niciodată să lupte pentru reformele pe care Grigore încercase să le impună. O mie de ani mai târziu, reformele propuse de Grigore al VII-lea alături de Matilda erau considerate esențiale pentru fundamentele bisericii. Matilda și-a dedicat viața poporului din Toscana și prosperității lui, a construit și a restaurat centre de educare spirituală în întreaga Italie, în timp ce se străduia ca episcopul ei drag Anselmo, să fie canonizat și să rămână în amintirea posterității ca un sfânt. A creat poduri și clădiri, și a înfrumusețat structurile existente cu lucrări de artă, picturi, mozaicuri și sculpturi, devenind prima protectoare a artei din Toscana. Ea va fi predecesoarea marilor patrone ai artei de la sfârșitul Evului Mediu și din Renaștere. Matilda le cerea artiștilor și sculptorilor ei să-și semneze lucrările. Un asemenea lucru fiind ne mai auzit până atunci, deoarece ea credea că posteritatea ar trebui să-și amintească numele celor care au creat asemenea frumuseți. Ca dar pentru orașul ei de suflet Luca, ea crea și a plătit pentru un pod uriaș peste râul Serchio, care avea să ușureze atât comerțul, cât și călătoriile. Podul a fost numit Ponte de la Magdalena, Podul Magdalenei și era o operă de artă și inginerie demnă de numele și moștenirea Marii Doamne. Era construit dintr-un semicer care părea că se ridică din apă. Văzut de la distanță, forma sa reflecta în apă, creând un cerc perfect. În reflexia lui, cercul era întreg, iar Matilda din Canosa a rămas credincioasă învățăturii căi în tot timpul domniei ei. A introdus egalitatea și toleranța în mintea poporului ei, într-un moment al istoriei în care nu existau cuvinte pentru asemenea concepte. A fost o femeie unică, având o viață și o moștenire eroice. Ea era pur și simplu Matilda, prin bunăvoința lui Dumnezeu care există. Când Adam, primul bărbat era pe moarte, l-a rugat pe arhanghelul Mihail să vină la el pe patul morții. Micael, îngerul al cărui nume înseamnă cel care este asemenea lui Dumnezeu, a venit la Adam și s-a oferit să îi îndeplinească o ultimă dorință. Adam a dorit să-i se dea o sămânță din copacul vieții, simbolul mamei sfinte, așera, încât să poată căpăta toată înțelepciunea ei și să știe toate răspunsurile la misterele vieții pe pământ, înainte de a părăsi acest loc. Sperând și că poate proprietățile dătătoare de viața ale divinității ei l-ar salva. Mihail i-a îndeplinit dorința și a pus sămânța cerută chiar în gura lui Adam. Dar înghițind-o, primul bărbat a tras aer în piet pentru ultima dată. În loc să-l salveze, copacul vieții i-a adus pieirea. Era prea multă înțelepciune pentru a fi cunoscută de un singur om. Adam a fost îngropat, iar în primăvara următoare, un răsad a crescut din sămânța, din gura lui, străpungând pământul. A apărut astfel un copac măreț care a înflorit timp de multe secole, înainte să fie tăiat cu toporul de ignoranții care nu credeau în puterile sau divinitatea lui. Lemnul copacului sfânt a fost folosit pentru construirea unui pod peste ape care ducea la Ierusalim. Când Macheda, regina din Saba, a venit la Solomon în drumul ei lung, ea a trecut peste acest pod în ultima zi a călătoriei ei. Se spune că datorită harului ei și-a dat seama imediat că podul a fost construit dintr-un lemn special. Lemnul i s-a plâns și a spus că a fost odată copacul vieții, înainte ca oamenii lipsiți de înțelepciune să-l distrugă. Frumusețea lui așerah, cândva un element viu și vital pe pământ, a fost tăiată în bucăți de ignoranți. Regina din saba a căzut la pământul uită și s-a închinat lemnului dându se seama în acest timp că primise un dar divin. Dar tristețea ei la această mare pierdere i-a sfâșiat inima și a început să plângă. Când lacrimile ei au atins lemnul, înțelepciunea care fusese închisă el pentru atâta timp a fost eliberată pentru ea, iar ea a primit apoi o viziune de la Dumnezeu. Machedei s-a arătat că un nou ordin, o nouă mărturie și un nou mântuitor se vor ridica din neamul lui David și Solomon pentru a schimba lumea. Din păcate, a văzut și o tragedie în viziune. Acest mântuitor al luminii avea să fie omorât pentru credințele lui frumoase, omorât chiar pe lemnul pe care i-a îngenunchea acum. În timpul întâlnirii ei cu regele Solomon, regina din Saba i-a povestit cele întâmplate. Solomon era îngrijorat din cauza acestei viziuni și credea că i-a fost dată ei pentru ca ei împreună să-l poată salva pe descendentul acestei profeții. De aceea, Solomon a ordonat distrugerea podului și îngroparea lemnului în afara zidurilor Ierusalimului. Cu a sa credință și înțelepciune, Solomon spera că, înapoi în lemnul pământului, copacul vieții ar putea crește din nou. Dacă acest lucru nu avea să se poată întâmpla, atunci el spera că măcar să poată înlătura posibilitatea ca lemnul să fie folosit pentru uciderea acestui om sfânt care trebuia să vină. S-a făcut acest lucru și lemnul a rămas îngropat în afara Ierusalimului timp de 14 generații. Dar în timpul lui Ponțiu Pilat, lemnul a fost descoperit din întâmplare de către legionarii romani care săpau grop comune pentru răsculații evrei. Ei au adus lemnul la Ierusalim unde a fost folosit pentru a face crucea pe care Domnul nostru și-a întâlnit soarta divină în vârful dealului Golgota. Destinul unui om nu poate fi evitat când este scris în stele. Mai departe se spune că locul unde regina din Saba și Solomon au avut prima lor întâlnire sortită era chiar locul care va deveni mormântul sfânt. Se pare că există locuri ale pământului care și-au propriul destin, alese de Dumnezeu ca locuri ale puterii. Cei ce au urechi de auzit să audă. Legenda Sfintei Cruci, partea întâi, așa cum a fost păstrată în Libro Rosso. Roma Sinclair și Morin se plimbau prin piață de mână întorcându-se la hotel. Panteonul strălucea sub luminile reflectoarelor, iar fântâna clipocea, totul în armonie cu agitația veselă de care era cuprinsă vechea piață în fiecare seară. Comercianții vindeau jucării zburătoare și suvenire ieftine turiștilor, care încă nu se săturaseră să plătească prea mult pentru paste mediocre în cafenele deschise în clădirile de pe margine. Morin învățase repede că dacă mergea câțiva pași mai departe de marile localuri din Roma, putea găsi o bucătărie mult mai gustoasă la prețuri care nu includeau chiria pentru panorama istorică. În acea seară au luat cina în piața din apropiere dedicată Mariei Magdalena, unde un frumos portret al doamnei lor era păstrat într-o ramă mare, ovală, într-un colț al pieței. Morin și Sinclair au ocolit piața agitată la fel de plină de viață primăvara, precum este Trocadero în Paris sau Times Square din New York. Când au intrat în hotel, portarul de noapte a recunoscut-o pe Morin și i-a făcut un semn. A fost lăsat un colet pentru dumneavoastră. Un moment. S-a grăbit într-o cameră din spate și s-a întors cu un pachet de mărimea unei cutii de pantofi, învelit în hârtie maronie. Pachetul simplu l-a făcut pe Sinclair să devină imediat bănuitor. Ați văzut cine a lăsat coletul? Un curier, de la o firmă locală, a trebuit să semneze pentru primire. Morin i-a mulțumit și a luat coletul. Pentru o clipă sperase ca pachetul să conțină cel puțin carnețelele ei care lipseau. Era prea mic pentru a conține laptopul ei. Așteptând liftul, amândoi priveau pachetul. În colțul din stânga sus era o semnătură scrisă de mână pe hârtia maronie. Un singur cuvânt. Destino. Firar să fie. Cine e acest individ? Bombăni Sinclair iritat. Misterul îl enerva, deși nu voia să-i arate lui Morin cât era de deranjat de fapt. Era obișnuit să dețină mereu controlul și începea să se enerveze din cauza unui joc în care el nu era cel care îi controla pe jucător sau regulile. Știe prea multe despre sosirile și plecările noastre. Știe despre viața ta. Știe ceva despre mine cu siguranță și... știe ce visez. Cum e posibil așa ceva?" Au pus cutia pe paci și s-au așezat de-o parte și de alta a ei, deschizând-o împreună. În timp ce înlătura hârtia maronie, Morin scoase un strigă de durere. Era o simplă tăietură de la hârtie, cu toate că era destul de adâncă, pe interiorul degetului ei mijlociu și începuse să sângereze și o ustura foarte tare, așa cum se întâmplă de obicei cu tăieturile de hârtie, s-a ridicat să spele mâna și și-a înfășurat un prosop pe degetul rănit pentru o clipă, până ce sângerarea s-a oprit. Apoi s-a întors la Sinclair pentru a termina de desfăcut pachetul. El i-a sărutat mai întâi ușor degetul rănit și s-a uitat să fie sigur că nu e prea adâncă tăietura. Deși coletul era adresat foarte simplu lui Morin, în interior se aflau două cutii mai mici, fiecare cu alt destinatar. Una era pentru Morin, cealaltă pentru Sinclair. Tu primul," spuse Morin, întinzându-i cutia. Avea mărimea unei cutii de cadou pentru o bijuterie, iar când o deschise văzu că într-adevăr conține ceva neasemuit și valoros, ca o bijuterie. Înăuntru se afla un relicvariu mic din argint, oval, realizat cu un medalion, dar cu un căpăcel care acoperea partea de sus, ca un capac de cutie. Capacul acoperea un sigiliu din ceară roșie care se folosește de obicei atât pentru a proteja, cât și pentru a da autenticitate obiectelor religioase. În acest caz, sigiliul era atât de vechi și deteriorat încât era imposibil de înțeles cum arăta imaginea originală în întregime, dar se puteau vedea stele micuțe în ceea ce părea să fie un model circular, imprimat în ceară. Deși era mai mică decât degetul mare al lui Morin, cutiuța era din potrivă foarte ornată cu detalii și foarte bine păstrată. Pe capacul de argint era înfățișat un moment al crucificării. La piciorul crucii Maria Magdalena cu părul lung și în genunchi, era lipită de picioarele iubitului ei care era pe moarte. În mod straniu, singurul element care mai apărea realizat cu grijă era un templu cu coloane construit pe un deal în spatele lor. Templul părea clar grecesc, asemănându-se cu cel de pe Acropele, din Atena, altarul construit pentru a cinsti înțelepciunea și forța feminina. Sinclair l-a recunoscut imediat. Este un templu care o simboliza pe Sofia, înțelepciunea divină feminină. Artiștii asociați cu legenda Sfintei Familii îl foloseau când o pictau pe Maria Magdalena pentru a arăta că ea era posesoarea științei, la fel cum făceau și societățile secrete afiliate cu tradițiile liniei de descendență timp de secole întregi. Templele Sofiei pot fi recunoscute ușor, pentru că au acoperișuri rotunjite care trimit la formele feminine. Morindă du din cap. Când cercetase operele de artă în căutarea imaginilor legate de Maria Magdalena, văzuse numeroase reprezentări italiene ale răstignirii asemănătoare cu aceasta. Maria la baza crucii, de obicei ținând-o strâns în brațe. În multe cazuri, în fundal, era o structură care semăna cu un templu grecesc. Unii artiști reprezentau templul în ruine simbol al pierderii înțelepciunii divine feminine în lumea noastră. Sinclair a deschis cutia ca să vadă ce e înăuntru. Era ceva minuscul, atât de mic încât era aproape invizibil. Un firicel de lemn era fixat de un fel de rășină, lipită în centrul unei flori aurii. Sub ea se afla o bucățică de hârtie scrisă de mână într-o formă îngrijită. Adevărata cruce, era o abreviere pe care amândoi o înțelegeau, chiar dacă era în franceza veche. S-a uitat unul la celălalt rostin la unison, adevărata cruce. Fusese o vreme, până nu demult, chiar până în urmă cu o săptămână, când Sinclair ar fi râs de orice relicvă care i-ar fi fost prezentată ca o bucățică din adevărata cruce, mai ales dacă proveniența obiectului nu putea fi stabilită dar având în vedere evenimentele recente și prezența lui Morin în Roma, știa că acum nu era loc de scepticism. Dimensiunea infima a îi garanta și mai mult autenticitatea. Dacă un șarlatan ar fi creat o imitație pentru piața neagră, n-ar fi făcut o așchie vizibilă cu ochiul liber. Morin a tresărit odată și a scos un strigăt. Ce se întâmpla? Ținea așchia în palma deschisă, când i-a tresărit aceasta a căzut pe pat, Sinclair s-a aplecat să o ridice. Pune mâna pe ea, îi ceru Morin. Chipul lui exprima uimire când a ridicat-o. Este fierbinte. Morina a dat din cap. În timp ce ținea relicva în mână, metalul începuse să se încălzească și ajunsese atât de fierbinte, încât îl scăpase din mâna. Acum se răcea, așa că Sinclair a pus firicerul de lemn la loc în cutia lui. Sinclair, privește! Unde m-am tăiat în hârtie? Nu mai am nicio urmă. Întinse mâna să-i arate. Ținuse rămășița în mâna rănită. Tăietura lungă de 3 cm pe care o văzuse rășia și Sinclair cu cât doar câteva minute înainte dispăruse. Ia clătină din cap tăcută, apoi lobile celulă afla lângă cutiuță, scris pe hârtia deja cunoscută cu acea monogramă ciudată, litera A, legată de un întors, și îl citi cu voce tare lui Morin. Aceasta a aparținut odată unui alt prinț, poet, cel mare care a trăit vreodată. Ești însărcinat să porți mantia lui. Faceți lucru cu binecuvântare și Dumnezeu te va răsplăti așa cum spune profeția. Pentru prima oară de când îl cunoștea, Morin văzu că Sinclair își pierduse cumpătul. Era palid și părea bon lav, bântuit. Se întinse spre el și îi lua ușor. Ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? El îi sărută mâna ca pentru a-i cere iertare că era evaziv. Înseamnă că trebuie să-ți spun ceva, dar nu chiar acum. Să ne uităm mai întâi la celelalte obiecte din misterioasa a Pandorei. Mori nu voia să lase baltă discuția, dar pentru un moment îi respectă dorința, pentru că și ea era la fel de curioasă să vadă ce se afla în cutia cu comori. Așa că a deschis pachetul adresat ei. În el se afla o altă cutiuță pentru bijuterii mai mare decât cea a lui Sinclair. Era învelită într-un satin indigo, un material și o culoare bogate, de o nuanță între albastru închis și violet. Peste satin era așezat un medalion care părea vechi. Din cupru prelucrat. Sinclair l-a recunoscut imediat. Labirintul de la catedrala din șatră. Pe spate era inscripționat într-o franceză care părea mai modernă. Sinclair, care vorbea fluent franceza, a tradus inscripția mai rapid decât ar fi putut Morin, deși amândoi au recunoscut pasajul imediat. Maria, partea bună, și-a ales, care nu se va lua de la ea. Luca 10:42 răspunse Morin. Toți cei care o venerau pe Maria Magdalena cunoșteau acest pasaj pe de rost. Se întâmplă după ce Marta se plânge că a face toată treaba în gospodărie, în timp ce Maria stă la picioarele lui Isus și îl ascultă. Isus îi răspunde, luând apărarea Mariei prin această frază enigmatică. Ce crezi că înseamnă asta?" rupse tăcerea Morin. Pentru că știm amândoi că nu va avea o interpretare evidentă, Conformă scripturii? Desigur că nu. Se află pe spatele imaginii cu labirintul din Chartres și este în franceză. Deci aceste elemente se află într-o legătură evidentă. Citește bilețelul. Morin scoase bilețelul fără să-și poată ascunde șocul în timp ce îl citi. Cartea iubirii se află în catedrala din Chartres. Acesta este destinul și destinația ta în data de 21 iunie. Fereastra 10. Deși primul rând avea un impact semnificativ, Cartea Iubirii putea fi oare într-adevăr în Catedrala din Șartă? Rândurile care au urmat au lăsat-o fără cuvinte. Iată Cartea Iubirii. Urmează calea care ți s-a arătat și vei găsi ceea ce cauți. Odată ce ai găsit-o, trebuie să o împărtășești lumii și să îndeplinești promisiunea pe care ai făcut-o. Adevărul nostru a fost în întuneric pentru prea mult timp. Cuvintele erau literalmente cele spuse de Isus în visele ei despre cartea iubirii. Autorul acestui bilet, acest destino, era un mesager al lui Dumnezeu? Sau el era hoțul care îi furase laptopul și carnețelul, iar acum o chinuia pe Morin cu propriile notițe? După sacrificiul Domnului nostru în Binerea Neagră, cinstitul Iosif împreună cu binecuvântații Nicodim și Luca au atunat toate obiectele esențiale pentru destinul lui. Bârnele crucii, piroanele, ghimpii și sentința scrisă de pila pont au ajuns în paza lui Nicodim, iar ordinul sfântului mormân l-a ținut ascuns într-o cameră subterană. După înviere, giulgiul sfânt în care fusese învelit trupul lui Isus a fost dus și el către ordin, în acest loc tainic. Încăperea era zovărâtă cu bolovani uriași, iar pentru a-i mișca era nevoie de forța multor bărbați. Aceste rămășițe sfinte erau foarte bine apărate, deoarece puterea lor era considerată prea mare și intensă pentru un bărbat sau o femeie de rând. Cele mai sfinte dintre ele erau bârnele Sfintei Cruci, pentru că lemnul acela păstra în el întreaga istoria poporului nostru. El reprezenta spiritul lui Asherah, închis și distrus, precum și persecutarea tuturor celor ce voiau să restabilească statutul ei și adevărul, după cum doreau ca momentul venirii lui Dumnezeu să ne arate calea iubirii, care este calea lui și a lui Asherah, Accesul la aceste relicve era permis doar celor mai importanți membri ai ordinului, familiei și credincioșilor, odată pe an, la comemorarea sacrificiului Domnului nostru, adică din vinerea sfântă până în ziua învierii lui. Relicvele erau închise și păstrate cu grijă în tot restul timpului. Când binecuvântatul Sfânt Luca a venit în Italia, el a făcut o hartă detaliată fraților din Ordinul Sfântului Mormânt din Calabria, indicând cu precizie locul unde se aflau moaștele. Deoarece în Ierusalim erau mari Burări, Luca se temea ca moaștele să nu fie în primejdie sau poate chiar să fie uitate de generațiile viitoare, dacă membrii de acolo ai Ordinului vor fi nevoiți să părăsească țara natală. Și așa s-a și întâmplat când Maleficul Împărat Titus a distrus Templul din Ierusalim și a încercat să-i ucidă atât pe evrei cât și pe primii creștini în anul 70 după Hristos. Iar moaștele au fost abandonate deoarece oamenii au fugit pentru a-și salva viețile sau au murit în luptă. Două secole și jumătate mai târziu, harta realizată de sfântul Luca a fost încredințată mamei Împăratului Constantin în dar pentru generozitatea și protecția pe care ea le oferise ordinului. Sfânta Elena a format un grup nobil de războinici și credincioși, cu care a făcut o călătorie fără precedent pe Pământul Sfânt, într-o expediție în care să poată găsi comorile poporului nostru. Cu ajutorul hărții Sfântului Luca, membrii grupului Elenei au reușit să găsească peștera unde se afla comoara, cu ajutorul literei X care marca intrarea. Litera X a fost folosită de atunci încoace pentru a marca locurile comorilor. Odată cu relicvele răstignirii, au mai fost găsite peștera și leagănul în care au dormit atât Isus, cât și sfânta sa fică pe când erau copii. Aceste rămășițe sfinte ale Domnului nostru Isus Hristos au fost duse în Roma și păstrate de Marea Împărăteasă. Însă, drept mulțumire pentru cei ce le-au protejat, bucățele din lemnul Sfintei Cruci au fost dăruite copiilor Ordinului Sfântului Mormând din Calabria, Roma și Luca. Acestea sunt obiectele cele mai sfinte și mai puternice din istoria omenirii. Moaștele Sfintei Cruci au fost astfel împărțite în bucățele pentru a le împărtăși binecuvântarea lor numeroaselor familii din Italia care au păstrat adevăratele învățături ale căii iubirii. Aceste fragmente conțin înțelepciunea lui Asherah, lacrimile reginei din Saba și sângele lui Isus. Deși necredincioșii s-ar putea să-și bată joc de veridicitatea acestor moaște, oricine a avut bucuria de a ține în mână chiar și cea mai mică din bucățile Sfintei Cruci, nu va uita niciodată experiența sfântă. Puterile ei vindecătoare sunt miraculoase și trebuie puse doar în mâinile celor vrednici. Cei ce au urechi de auzit să audă. Legenda Sfintei Cruci, partea a doua, așa cum a fost păstrată în Libro Rosso. Capitolul 18 Vatican Peter se opri din lucru întrerupt de magii. Un curier livrase un pachet pentru părintele Hailey, spunându-i că trebuie să fie deschis urgent. Maghii lăsă pe birou coletul împachetat în hârtie maronie simplă, apoi ieși din cameră dând din cap. Adresa expeditorului nu era trecută pe pachet, doar în colțul din stânga sus era măzgălit un cuvânt. Destino. Peter își deschise coletul neștiind că Morin și Sinclair aveau aceeași experiență de cealaltă parte a tibrului. În cutia lui Peter se afla o statuie mică a fecioarei cu pruncul, sculptată într-un lemn de o culoare foarte închisă. Această fecioară, oarecum rustică, era întronată, încoronată și dominantă, în mâna dreaptă ținea globul stăpânirii lumii. Copilul făcea semnul binecuvântării stând în poala mamei. La baza statuii, în partea din față, era inscripționat textul Notre-Dame de Montserrat. Pe partea din spate a bazei era ascultat un moto latin, Nigra sum sed formosa. Peter a recunoscut inscripția în latină. Era o frază mult dezbătută rostită de mireasă în cântarea cântărilor, se traducea neagră sunt, dar frumoasă. Era semnificativă pentru ceea ce era cunoscut ca venerarea fecioarei negre în întreaga Europa. Preotul deschis apoi bilețelul alăturat pentru a vedea ce alte indicii l-așteptau. Conținea un singur rând. De ce ai devenit iezuit? Se gândi la întrebare pentru o clipă. Nu era întrebat de ce ai devenit preot, îl întreba mai precis de ce ai devenit iezuit iar această fecioară era și ea trimisă cu un scop precis. Era fecioara din Montserrat, mănăstirea mistică din munții din nordul Barcelonei. Peter fusese acolo de câteva ori. Precum mulți dintre frații dinaintea lui, luase funicularul în locul telefericului, pe drumul abrupt spre mănăstire. Acesta era un pământ sfânt pentru membrii societății lui Isus, mai bine cunoscută ca Ordinul Iezuiților, era sfânt din mai multe motive, cel mai important fiind că fondatorul ordinului, Ignațiu de Loyola, își descoperise credința chiar în această mănăstire și chiar în prezența acestei fecioare negre. Neagră sunt, fete din Ierusalim, dar frumoasă. Astfel cântă Sulamita în cântarea cântărilor, pentru că ea este mireasa primăvăratică, simbolul harului lui Asherah în forma umană. Ea împărtășește cu femeile din Ierusalim secretele sale și le primește în biserica ei. Cele care intră devin preotese în tradiția nazarineană, adică în tradiția ascunsă. Ele devin cunoscute cu numele Sacru Maria. Conducătoarea acestor femei, cea care este neprihănită în înțelepciune și har, este protectoarea mulțimii. Doar o singură femeie va primi acest titlu, Magdalena. Iar toate celelalte mari vor sluji alături de ea. Negrul este culoarea înțelepciunii ei pentru că a fost neștiută și ascunsă în spatele vălului, complet nevăzută celor neinițiați. Ești grădină în sora mea, mireasa mea, fântâna acoperită și izvor pe cetluit. Iubita este madona Neagră, Doamna ascunsă. Totuși, ea a ales partea mai bună, ea este întruparea compasiunii pe pământ. Ea este mântuitoarea. Mireasa este prinsă în grădina închisă. Izvorul ei de înțelepciune este oprit și astupat de mințile închise ale oamenilor care și-au îndreptat inimile de la Sfântul Duh, Porumbița Sfântă. Nu va fi pace pe pământ până când ea nu va fi eliberată. Aceasta este apocalipsa care se apropie, care înseamnă pur și simplu descoperirea miresei. Pentru a ne salva trebuie să înțelegem adevărata interpretare a Apocalipsei și trebuie să o primim. Vălul trebuie ridicat, iar chipul Miresei trebuie dezvăluit, pentru că ea este așerah, cea iubită de el, așa cum se întoarce în timp în toate formele ei, pentru a se uni cu mirele. Ea este Regina din Saba, ea este Maria Magdalena, ea este în toate femeile care simbolizează armonia, care vine odată cu reuniunea. Bărbați și femeie, precum în cer și pe pământ. Porumbița mea ce în crăpături de stâncă, la loc prăpăstios te ascunzi, arată-ți fața ta, lasă-mă să-ți aud glasul, că glasul tău e dulce și fața ta plăcută. Aceasta este sarcina tuturor bărbaților care îl slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, mintea și sufletul lor, pentru a ridica acest văl este de datoria noastră să o lăsăm pe mirea să, să se arate fermecătoare, să permitem glasului ei, care este o melodie a uniunii, să se facă auzit. Trebuie să ne trezim cât timp suntem în aceste trupuri, pentru că totul există în ele. Trebuie să-i permitem mirei să ni mire se deschidă nouă, să ne primească și să ne împărtășească înțelepciunea ei neprihănită pentru reuniunea noastră. De dormit dormeam, dar inima am vegea auzi glasul celui drag, el la ușă bătând zice Deschidem surioară, deschidem iubita mea, porumbița mea, curata mea Cântarea cântărilor, darul nostru de la Solomon și de la iubita lui regină din Saba Este salvarea omenirii Ea conține uniunea fericită a tatălui și a mamei noastre în ceruri Prin copiilor iubiți pe pământ Conține semințele supreme ale înțelepciunii și iubirii, Iubita mea este a mea, iar eu sunt al ei, ea partea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Cântecul lui Solomon și al reginei din Saba, din cartea iubirii, așa cum a fost păstrată în Libro Rosso.